Atmosfera de la muzeu a fost una destinsă și organizatorii au fost mulțumiți de pledoaria pentru muzică făcută de elevii premiați la diverse întreceri de pian. Sunt elevii atât ai Liceului de Artă Victor Giuleanu Râmnicu Vâlcea, cât și ai Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, cât și din partea Asociației Culturale Pianoforte, deci învățăm în privat. Sunt elevii pe care eu îi pregătesc de ani de zile, cu care eu particip și reprezint țara în concursuri internaționale prestigioase și întotdeauna ne-am întors cu rezultate deosebite. Gazdele evenimentului au fost încântate de acest concert care a adus la muzeu zeci de melomani. Ne dorim ca aceste evenimente culturale, așa cum s-a întâmplat astăzi, să fie tot mai prezente în spațiul muzeului. În general, lumea când vine la muzeu își imaginează că e un spațiu rece, într-un fel are niște vitrine, expoziții. Noi ne dorim ca acest spațiu, expoziția de bază și chiar în interiorul muzeului să prindă viață. Profitând de ocazie, reprezentanții muzeului au propus o nouă colaborare micilor pianiști din Vâlcea, ce s-ar putea concretiza într-o tabără de pian care ar putea avea loc chiar în această vară la Nicolae Bălcescu.